Primarul Constantin Toma a susținut astăzi o conferință de presă pentru a le aduce la cunoștință buzeienilor că începând de astăzi nu vor mai avea căldură în calorifere. O situație absolut excepțională, respectiv Ecogen Term, furnizorul de agent termic pentru Regia Autonomă Municipală RAM Buzău, întrerupe furnizarea agentului termic din acest moment. Prin adresa sosită acum 3 sferturi de oră, prin prezenta vă informăm că reprezentanții SECE Engie România din teritoriu au primit ordin de sistare a livrării gazelor naturale către Ecogen Term SRL. Încercările noastre de a asigura măcar debitul minim admis au eșuat, ceea ce va conduce la încetarea funcționării CAF-urilor, asigurându-se doar livrarea de energie termică din motoare. Estimăm că s-ar putea asigura doar necesarul de apă caldă pentru populație. Vă rugăm să luați toate măsurile ce se impună în această situație. Așadar, Ecogen Term nu mai poate livra agent termic în calorifere pentru că nu și-a achitat factura la gaze. RAM Buzău este cu plățile la zi. Am dat în avans 11 milioane de lei, ceea ce reprezintă peste 2,3 milioane de euro. Compania Ecogen Term, susținând că nu a putut plăti facturile pe decembrie și ianuarie, decembrie 2018, ianuarie 2019, din cauza faptului că s-a mărit prețul la gaz. Bucătăria financiară dintre Ecogen Term, Ecogen Energy, pe de o parte, și Regia Autonomă Municipală, de cealaltă parte, este destul de complicată, dar atât primăria cât și RAM-ul susțin că sunt cu plata la zi pentru furnizorii de energie termică. Factura către Ecogen Energy din 19.04, cu termen 19.04 de plată către RAM, care era de vreo 700 de mii, acum mai este de plată 99.900. E posibil să fie plătită integral până la scadența din 19 aprilie. Factura de la Ecogen Term mai are în solt 2.344.000 scadente în 19.04. Deci, așa cum spunea și domnul primar, RAM-ul este cu datoriile plătite la zi. Nu există niciun motiv de întrerupere a energiei termice, pentru că din adresa lor... Spune și din contractul pe care îl avem. Din contractul pe care îl avem încheiat între RAM și furnizorul Ecogen Term, rezultă că furnizarea energiei termice poate fi întreruptă în cazuri de forță majoră, ceea ce nu este cazul, calamități naturale, război, embargo. Cu toate acestea, de astăzi Ecogenul nu va mai furniza decât apă caldă. Nu numai locuitorii de la bloc vor rămâne fără căldură, ci și unitățile școlare și chiar și primăria. Doar cartierul Micro 14 și o parte din Micro 3, care sunt racordate la centrale de cartier independente de Ecogen, nu vor avea de suferit și vor primi căldură și în calorifere. Vineri, toți actorii de pe piața energiei termice din oraș se vor întâlni pentru a găsi împreună o soluție pentru rezolvarea impasului. Din păcate, vremea nu ține cu buzoienii pentru că, potrivit previziunilor meteo, următoarea perioadă de timp va fi destul de rece, mai ales noaptea.